Salutare, prieteni! Bine v-am găsit! Prieteni, vreau să discutăm despre vlogul de seară în care am filmat din vlogul acela cu înregistrarea aia din sala de ședință. Am văzut foarte multe comentarii. Unele bune, unele mai puțin bune, adică fiecare are... Sunt păreri împărțite. Fiecare spune că avem dreptate, unii spun că nu avem dreptate. Prieteni, situația este în felul următor. Ați văzut și voi atitudinea doamnei judecător. Cred că s-a resimțit și chiar că era prin telefon. Și voiam să vă întreb, cum credeți voi că doamna judecător a făcut o hotărâre scrisă de 69 de pagini în câteva ore? De dimineață de la 9 până la ora, când ai zis că era, pe la 3, după masă. A scris 69 de pagini doamna judecător într-o zi. Imediat. Noi oricum am simțit, adică s-a văzut clar de la primul termen de judecată că doamna judecător se autopronunțase deja. Deci nu se antepronunțase dinainte cu soluția care o va da. Că spunea mereu că respinge cererile, că trebuie să judece, că bla bla bla. Adică respingea toate cererile de probatorii, de audierea martorilor, de multe chestii. Toate dovezile care îi puteau scăpa sau salva să demonstreze că nu e adevărat ceea ce s-a... Da. Deci ei aveau niște probe, niște dovezi care puteau să clarifice situația asta și să nu se ajungă acolo. Audierea unor martori care renunța să îi cheme, să audieze, martori mincinoși, care deja aveau conflicte cu... Că suntem într-o stare de dușmănie cu acele persoane. Da, deci... Care tata a făcut denunță împotriva lor, probat, trași la răspundere, au calitate de inculpați. Adică vă dați și voi seama că niciodată un dușman nu poate să vină și să... Să declare de bine. Automat că o să declare tot să-ți facă rău, indiferent că este sau nu adevărat. Da, prieteni. Mă scuzați. Am o stare așa de răceală. Poate am luat și COVID. Doamne, că tot am primit comentarii că eu cum n-am luat COVID-ul din sală. Te-au deocheat. Da. Deci, prieteni, situația așa este. V-am zis. Deci nu a zis nimeni că vroia să amâne dosarul pentru prescriere, prescripție sau mai știu eu ce. Nu. Am vrut doar să nu ni se încarce dreptul la apărare, să fie un, nu știu, o judecată corectă, nu știu cum să mă pronunț în termeni de ăștia. Oricum noi vă explicăm mai pe înțelesul vostru, ca să înțelegem ne toți. Ne explicăm cum și să explicăm, nu. Acum, că suntem de etnie romă, nu cred că trebuie să ni se încalce dreptul la apărare și să fim condamnați direct, doar să nu atingă dosarul prescripție, condamne direct, nu mai contează dacă sunt vinovat sau nu. Cam așa s-a judecat dosarul ăsta. Și mai ales că e un dosar de 12 ani de zile, adică totuși trebuie studiat ca atare, luat în considerare și partea voastră și celelalte părți, dar nu așa. Dosarul are câte pagini are? 8-9.000 de pagini, are 40 de volume dosar. Deci vă dați seama. Doamna judecător la curtea de apel a primit dosarul, a avut parcă 7 termene, dacă nu mă înșel. Dar 7 termene cum? Unele termenele la 2 zile și altele de pe zi pe alta. Adică mergeam la tribunal, a doua zi alt termen. Deci ce puteai să faci în cazul ăsta? Înțelegeți? Da, adică... uite să le pun și în vedere chestia asta. Mulți întrebau cum există așa ceva sau dacă e real faptul că voi mergeți în fiecare zi la tribunal. Deci era pe bune. Ei aveau termen practic din zi în zi. Cu dacă o zi de mijloc. Mâine nu știu dacă am timp. Că o să fiu pe drum. O să vă arăt încheierile de ședință. Să vedeți tot ce s-a întâmplat. Probe cerute, respinse. Pur și simplu nu m-au interesat deloc să afle adevărul în această cauză. Doar a primit ordinul acela înscris de la DNA să judece cât mai repede că se apropie prescripția și să dea o condamnare. Și asta și făcut. Ați văzut și voi atitudinea ei, modul ei, la telefon cu patroana.
cum spunea la taică. Dați-mi-l, vă rog frumos, pe Mihai Mistelică la telefon să văd dacă este rău sau nu. Păi ce era, doamna judecătoare? Eu nu înțeleg ce cercetare facea, dacă e rău sau nu. Dar oricum patroana specifica că are un aparat respirator leu și că nu poate vorbi și nici păi dacă da, vrea. Păi da, ce vrea? Să-l dea la telefon să facă un să vadă că poate să vorbească sau nu, că e rău sau că are masca aia de respirație la gură. Deci chiar... Da bine, și doamna judecătoare intrase într-un șoc așa că... Datorită că văzuse deciziile de la DSP care erau carantinați și dăduse totul peste cap. Și n-a mai ținut cont de nimic. Când a văzut, hai să sune, să fie o formalitate așa, că a sunat. Chiar că nu se ia declarație prin telefon, și se ia printr-un sistem videoconferință. Hai să o facă și așa să treacă peste. N-a mai ținut cont doar ca să dea condamnarea ea. Hotărârea o avea pregătită de mult timp. A scris-o, doar a încărcat-o și ceau. Da, ce nu mi s-a părut mie ok, acum eu nu sunt în măsură să spun sau așa, că n-am nicio funcție eu, dar ca om normal, întreb și eu, e ok să se ia în considerație mai mult părerile unor dușmani care vin clar contra ta, datorită faptului că au ceva cu tine, sau cum poți să pui preț pe chestia asta, dar să nu pui preț pe dovezile oamenilor în cauză, explicându-ți și dovedindu-ți că nu e adevărat ce se da, justifică? Da, în primul rând trebuiau reaudiați acei martori. Că ei au dat declarații la DNA, la urmărirea penală. Le trebuiau puse întrebări, poate că și dușmanii aceia aveau implicare mai mare în dosarul acesta decât patronul său taică. În fine, prieteni, deci, cum v-am mai spus, hotărârea a fost deja făcută de mult timp înainte, doar a mai mânat cauza din cauza la situația asta cu COVID-ul. N-a ținut cont, în primul rând, avocatul era în COVID, în carantină, scuzați-mă. A pus avocații în oficiu. Noi, adică ei având apărători aleși, a ținut și avocații în oficiu de la începutul apelului până la sfârșit. Avocații în oficiu fiind prezenți. Și a fost totul. Oricum, de la primul termen am văzut că doamna s-a antepronunțat. Știam hotărârea care o va da, că va fi cu executare și nu cu octavă, dacă sunt vinovat sau nu. Da, deci situația, cum spuneți mulți dintre voi, că a, meritați, că voi ați luat banii, ați luat 10 milioane. Da, să le explic, că bine că mi-ai amintit. Prieteni, dosarul ăsta nu s-a luat niciun an, este vorba despre o tentativă la evaziune fiscală, nu s-a luat nici măcar un euro. Este o rambursare de TVA care a făcut o firmă, a cerut o rambursare de TVA, în fine sunt niște încurcături, o să vă citim în zilele următoare și rechizitorul și tot, o să merg și la avocați ca să vă... și chiar o să filmez, o să fac un loc cu avocați să vă explice situația, ca să înțelegeți, poate pe mine nu înțelegeți cum vă explic. Dar vreau acum tot să dau condamnarea asta să se afle adevărul, să vedeți și voi cum am fost tratați. Că probabil că sunt țigani, s-a făcut discriminare, s-a făcut de asta ură de rasă, sunt multe chestii. Adică mi-au fost încălcate toate drepturile. Nu, adică s-a judecat general, sunt țigani, sigur, au făcut fapta, trebuie să-i condamnăm neapărat. Adică nu mai contau probele și așa mai departe. Dar, cum v-am mai spus, adevărul va ieși la iveală. Și... sper să fie bine. Oricum, acum, da. Ne rugăm la Dumnezeu să fie bine taică-mea și bunică-mea, să reziste acolo. Asta e cel mai important. Dumnezeu are grijă de noi toți. Și... asta e. Trecem și noi peste asta. O să avem grijă, în primul rând, să încercăm să facem ceva pentru ei, pentru că ei nu merită să fie acolo. Cum v-a specificat și Alin și v-am și reamintit, mulți spuneți din cauza titlurilor din ziare sau așa că s-au luat banii. O tentativă, în primul rând, înseamnă că nu ai apucat să iei niciun ban, dacă ar fi fost să fie așa cum voi acuzați, însă nu s-a luat absolut niciun ban și ei au dovezi clare, adică sunt justificate că aceste chestii nu s-au întâmplat. Am văzut și ei și pe portal la Curtea de Apel că scrie că e condamnat pentru tentativă la evaziune fiscală, da. E un articol cu stabilire cu reacredință la rambursare de TV. Da, eu le-am explicat la modul general ca să înțeleagă termenul ăsta de tentativă. Adică la o tentativă nu ai cum să iei banii.
Da, gen că ai vrut. Da, dar nu s-a întâmplat așa, dar pentru nu că iau prejudiciul la bugetul statului sau... Doar că la ei nu e așa, la ei a fost totul legal și în primul rând sunt foarte multe istorice... Și s-a mai dat o lege acum, prieteni, ce credeți nouă, nu știu, probabil ați auzit și pe ea, privind evaziunea fiscală. Deci acum dacă faci evaziune fiscală, creezi un prejudiciu la bugetul statului, te sustragi de la plata taxelor de TVA, de bla bla bla, ce taxe mai sunt, deci faci evaziune fiscală de 1.000.000 de euro, de exemplu, sau de 500.000. Te prinde, adică îți faci plăcerea, n-a fost sau cine face la evaziune fiscală, nu știu, să spunem, se întâmplă să-ți facă dosar penal, da, pentru evaziune fiscală, că te-ai sustras, gen ai luat banii, cum ar fi. Da. Ce crezi acum? Dacă dai banii înapoi prejudiciul acela, nu se mai pedepsește faptul. Adică ca să înțelegeți așa în mare parte, dacă te duci și faci o faptă de asta și banii, nu te mai duci la pușcărie, dacă au dar impresia nu, că... Dacă iei banii și îi dai înapoi, nu mai te nu duci. Mai e prevăzută de legea penală, adică nu te mai duci la pușcărie. Dar dacă faci o tentativă și nu a pus să iei banii, nu e ce mai să dai înapoi, dar te duci la pușcărie. Da, adică... Ați înțeles legea? Adică iei banii, nu te mai duci la pușcărie, nu iei, te duci. Nu, iei și îi dai, nu te mai duci. Da, știu, dar ca idee. Dar dacă nu iei, te duci. Da, dacă idee e mai grav că ai luat banii adică aceia. Adică dacă iei, ai o șansă. Asta zic. Că dai înapoi și scapi. Da. În fine. Prieteni, ce să mai zic? Ne vedem mai târziu pe live. Zilele următoare o să vă arătăm documentele, o să merg la avocat să fac o filmare de acolo, să vă explice și vouă și avocații situația mai bine decât mine. Și vă mulțumim, ne vedem mai târziu, vă pupăm și vă dorim o zi minunată tuturor. Vă rugăm să ne dați un like, un share, să vă abonați la canal și să ne lăsați comentarii cu părerea voastră despre ce s-a întâmplat. Da, prieteni, vă pupăm și să nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Leo de la Strehaia.